Sâmbătă seara în Franța, după disputarea manșei retur din sferturile de finalele cupei EHF dintre echipele Metz Handball din Franța și Astra Knochka din Rusia, s-a stabilit viitoarea adversară a echipei Handball Club Zalău în semifinala cele de-a doua competiții intercluburi ca importanță de pe bătrânul continent. În urma duelului dintre cele două echipe, echipa din Hexagon a obținut calificarea în penultimul act al competiției și a reușit să întoarcă rezultatul din manșatur când a pierdut la o diferență de 7 goluri duelul cu echipa rusoaicelor de la Astra Knochka. După 26-19 în manșaturi din Rusia, franțuzoaicele au câștigat pe teren propriu la o diferență de 14 goluri, scor 33-19 și își continuă aventura europeană cu o dublă partidă în compania finalistă ediției precedente, echipa Handball Club Zalău. Da, vreau să jucăm cu Metz. Pe mine mă surprinde proporția scorului cu care au câștigat, fără îndoială că e o echipă foarte bună, e campioana Franței, acolo campionatul se termină și va fi un meci foarte dificil. Încercăm să obținem un rezultat cât mai bun acolo ca să avem șanse acasă. Dar Metz, încă o dată, este altceva decât am întâlnit până acum. Mult peste echipele cu care am jucat, chiar și peste echipa islandeză, este o reprezentantă a unui handball de cea mai bună calitate și va fi foarte, foarte greu. Când am auzit că se vor califica după primul meci, am fost destul de sceptic, dar uite că diferența de scor a fost foarte mare și asta înseamnă că e o echipă foarte, foarte puternică. Aștept cu încredere primul meci și apoi, sigur, meciul al doilea de aici, de la Zalău. O să începem să discutăm cu ei, începând de mâine. Puține șanse ca în faza asta a semifinalelor să putem avea o înțelegere. Deci, mai mult ca sigur, vom juca primul meci în Franța și al doilea acasă. În semifinală fiecare echipă vrea să își aducă spectatorii la sală, e normal lucrul ăsta și cred că trebuie să le dăm șansă și spectatorilor de aici să vadă un meci puternic cum va fi cel cu Metz. Adversara din semifinala cupei EHF a echipei HC Zalău nu este o echipă necunoscută pentru sălăjence. În vara trecută, în cadrul turneului internațional de pregătire de la Schmelz, Germania, cele două echipe au remizat 21-21, după ce la pauză franțuzoaicele au avut avantaj de un gol, scor 13-12. Cu toate acestea, diferența mare de goluri pe care au reușit-o în duelul cu echipa din Rusia este un semnal de alarmă pentru elevele lui Gheorghe Tadic, astfel că dubla din faza semifinală dintre cele două echipe va fi una extrem de dificilă.